Ești o persoană creativă. Altfel nu te uita la acest videoclip. Vrei să găsești o soluție prin care clasa ta să fie mereu pusă în acțiune, să fie creativă, nu doar în perioada curriculară, dar și în contextele extracurriculare și nu știi totuși ce să faci. Ai venit la locul potrivit. Pentru că vreau să-ți împărtășesc 3 idei pentru 3 activități extracurriculare. Cum să faci în așa fel încât o activitate, poate specială pentru ziua mămicilor sau pentru primăvară sau pentru final de an școlar sau pentru ziua copiilor, în orice variantă ar fi, să găsești ceva special, ceva unic, în așa fel încât și copiii, dar și părinții să se simtă atât de bine, iar efortul tău să fie unul potrivit. Nu exagerat, să nu fii absolut extenuată după aceea, încât să nu mai știi cum să te recuperezi și după ce ai făcut o activitate extracurriculară mare, apoi să ai nevoie de vreo 2 săptămâni de internare. Nu despre asta e vorba, ci despre cum să faci în așa fel încât aceste idei să-ți fie la îndemână, să fie ușor de aplicat, dar totuși cu un impact extraordinar. Sunt Georgiana Elena Popan, sunt actriță, povestitor și profesor și împreună cu Ioana Popescu te așteptăm la un webinar în care îți vom împărtăși 3 idei pentru 3 activități extracurriculare unice, extraordinare, care să rămână în memoria clasei tale. Te așteptăm!